Salut, Serghei, ce noutăți ai? Noutatea am de la, chiar de la, am grăit cu executorul judecătoresc de la Bălți, care a luat o hotărâre de judecată irevocabilă. Și Păi executorul nu poate lua. A, în sens că o luați spre executare o hotărâre de o judecată. luat spre executare, da. Am Luat înțeles. spre... Care ți-e favorabilă Și dumitale și ce prevede de decizie ce? acolo unde trebuie fostul soție să respecte graficul Întrevederi cu copilul. de întrevederi, dacă copilul și unii dăm de 2 ani și jumate, e încalcă graficul ăsta de întrevederi. De De atâta 2 ani timp, de 2 jumate. ani jumate, nu ți-ai văzut copilul, chiar dacă instanța a decis că trebuie să ai acces la Domnule, copil. nu că nu una la mână că nu ne-am auzit, dar una că nici nu l-am văzut. Și copilul era atașat de mine când l-au luat de la mine. Când a fost transmis mamei, copilul era atașat de mine, ține cu mâinile și picioarele de gâtul meu, de Chiar dacă mine. n-ar fi Să-l fost vezi. atașat, copilul are drept să-și vadă al doilea Da. părinte, părintele are drept să-și E... vadă copilul, dacă nu a fost lipsit de drepturi părintești, Corect, deci... corect, corect, dar în cazul ăsta este că cum se cheamă, ne traumează copilul psihic, Și îți că nu încalcă o și dumitale etichetat. drepturile. Bun, și acum Și ne executorul, încalcă și acum executorul drepturile ce mele și poate să drepturile, facă dacă, ce în poate primul executorul rând, să facă dacă ea e plecată cu tot copilul din țară? nu, executor, dar nu s-a făcut ca tare treaba, e că aștept să-mi dă răspunsul, să-i dau prin e-mail și să dau tot la asta, e ca unii la Italia, pentru că ei Cum ca și-a tot la făcut nivel. executorul treaba dacă în 2 ani jumate n-ai reușit să vorbești cu copilul nici măcar pe internet? Executor nu poate să execute o hotărâre de judecată dacă e copilul e E răpit. scos din țară, așa. Copilul e răpit. Da, Pentru și că deci? Și deci hotărârea de judecată. cu ce te-a ajutat Dar nu, executorul? dar dați-mi voie să mai până la urmă să mai exprim. Au fost e că când copilul s-a stabilit cu domiciliu, s-a stabilit cu domiciliu în sat la noi, în sat, în raionul Florești, în sat Cătinești. Nu, asta nu-i bătut în cui. Stabilit domiciliu cu mama. Unde îți duci mama, acolo și copilul. Dar hotărârea e că este un hotărâre de judecată, unii e bătut în cui, că eu am drept să dăși duminică să iau copilul. Și trebuie să mă în Italia? Dacă e la Putinești, da, dacă nu e la Putinești, trebuie să duci în Italia, da. Domnule, nu știu, mie îmi pare rău, dar dumneavoastră nu știți legea. Cum poți Posibil. să... Eu știu legea Nu că știți. femeia aceea e om liber și poate pleca oriunde, inclusiv cu copiii Femeie, ei. da. Nu. Nu. Inclusiv nu copiii. Pentru că copilul, dacă îl duce și îl ține mai mult de cum spune legea, asta e penal. Asta e răpirea copilului. Și Nu e acum e adevărat. răpire. Nu, poate că avea obligația să-l scoată din țară cu acordul celuilalt părinte, dar nu e răpire de copil dacă îl duci în altă țară, dacă te muți cu el în altă țară, n-are cum să fie răpit. Mai ales că mai avea și celălalt copil al ei. Domnul Oleg, uite în articolul 206, 207, Care penal. lege și ce scrie acolo? Penal. Lege, dosarul penal din Republica Moldova. Și uite ce scrie acolo, acolo și 206 la mine, și, la mine din 206, dar e 207, ca tare, scoaterea ilegală, dar uite ce scrie în 206 și uite mai departe, în 207. Așa că e nu pot să facă din copil și vrei. Pentru că este o lege oarecare. E că s-a stabilit cu traiul Italia, nu înseamnă copilul te stabilească. Hei, da. Cum Înțelegi? să nu? Trebuie să-l abandoneze. Ce să fac cu el? Bun, deci Domnule. executorul nu te-a ajutat cu mare lucru, doar a constatat că nu poate executa Da, hotărârea copilul de pește judecată. hotare. Pentru copilul. În cazul ăsta trebuie Ministerul Justiției de multă Moldovei să ne toacă copilul. Și Ministerul Justiției din Moldova categoric nu vrea să se ocupe cu asta. Dar, în primul rând, domnule, ascultați-mi mine, un copil asta nu e o joacă. Și viața și viitorul la copil asta tot nu e o joacă. Te joci de-a tata și mama și ai făcut copilul și un părinte faci ce vrei cu dânsul. Crede-mă. Păi ce faci? Îl educ, îl dă la școală, învață italiana, nu? Ce faci Da, singur? Ce altceva? îl educ la... Dar la același drept am și eu. Tot să le educ, zi de zi să știu Italia te prietenii așteaptă. noi. Italia are locuri de muncă acolo. Te duce în aceeași localitate sau Dar până să alături, aibă undeva Italia, dar copilul și meu în nu e weekend italian, merge asta el e cu copilul. răpire, asta e răpire, Italia ne Ei bine. răpește, ca domnul Oleg.
Ascultă-mă. Italia, știi vreun copil italian să aibă Moldova? Și Moldova nu are pentru copiii italieni. În schimb, știu o grămadă de copii moldoveni care sunt în Spania, Portugalia, în Germania, în Islanda. Ilegal, ilegal, Cum să fie ilegal. ilegal? Sora mea cu fiica ei stă ilegal în Islanda, copil moldovean? Nu, domnule, dar are acordul ambii părinți. Asta da. Dar copilul meu, acordul meu, nu are cășadă în Italia. Nu știu dacă era Și obligator prin lege, dar zici că s-a deschis cauză penală 200, la 207, Hâncești. 200. De ce nu se finalizează cumva? De ce nu-i trimis în instanța de judecată? Că Pentru că avocatul ei n-o la ei găsește nu va sau ajuta. audieze, Acum, da. ascultă-mine, acum s-a oprit. S-a oprit pentru că instanța de judecată a luat bani de la dânsa. Doamna Nicolici, care a Presupui reușit că de n-ai de judecat. unde să știi. Dar Presupui de că au ce luat eu le... bani. Poate instanța de judecată nu poate face nimic pentru că nu o poate audia. Poate nici nu a ajuns în instanța de judecată dosarul acela. S-a înglodat la procuratură. Dar Sunt domnule, atâtea dă-mi voie dosare eu care spun se până la iau. urmă, dă-mi voie eu spun și știu până la urmă. Eu te rog frumos, că eu o să Eu nu mulțumesc vreau pe să favor. răspund pentru acuzații false, ci că Eu este... răspund, eu neu Da, jina asupra mea, dar eu răspund. eu difuzez părerea dumitare și când spui ceva fals, eu trebuie să mă asigur că te bazezi pe ceva. Dă-mi Deci voie care eu este... spun că nu Ce fals. dovadă ai că instanța a luat bani? Cine anume a luat bani? Când? Unde? O luat instanța când eu stabilit traiul cu mama. Atunci au luat bani. Pentru că nu presupun, o luat. Pentru că nu pute, instanța nu poți face o hotărâre când e încălcare de lege. Niciodată, asta e hotărâre ilegală. Încălcare Care... de lege când o instanță superioară constată chestia asta. Dar dacă Curtea Supremă Dar o domnule, metal menținut este așa hotărârea naiv. judecătoriei Așa ești naiv. de la Și Florești, te... Curtea Și Supremă o te... menținut hotărârea judecătoriei de la Florești, asta nu e încălcare de lege. Pentru că au fost bani băgați. Dar curtea de Presupui apel ce a spus, domnule, că n-ai nicio dar dovadă. curte, dar am curtea de apel. Curtea de apel putea să greșească. Ce? Efect de lege are decizia definitivă a Curții Supreme. Până acum n-a fost anulată, chiar dacă ai făcut cerere de revizuire. Dar cum și m-a anulat că judecătoarea o lepădată și că trebuie să anuleze? Și o dat la altă judecătoare să facă judice acum. Ai făcut Cum cerere puteți de să anuleze? revizuire, da. Este la altă judecătoare și eu au spus că să facă tot fel să duc copilul. Și ei iese din sistem cu tătul, pleacă în Marea Britanie și copilul încă nu-i rezolvată a mea hotărârii. Că o văd că eu nu mă lăs. Și eu n-aș mă lăs pentru că aici e viața mea. Trebuie să mă omoare mai bine și mai bine fac eu. Și eu nu luptam. Dar eu copilul ne-l întorc pentru că legea din partea mea și Curtea Supremă au încălcat legea. Pentru că cel mai mare greșeală Curtea Supremă a făcut, un încălcat legea și nu vrea să recunoască. Ei au dat la prima instanță, iar. Dacă ai fi respectat Este... termenele, dosarul ajungea la CEDO și îl examina Curtea Europeană a Ascultă, Drepturilor Omului. domnule, Curtea Supremă nu trebuie să facă. Curtea Supremă, nu, dar nu Curtea, vopșe judecata. Nu face hotărâri de judecată când bănuiesc să încalcă legea. Dar ei intenționat încalcă legea și face hotărâri împotriva dreptății. Acum, asta, s-o cu o instanță, normal poți să facă așa ceva? În Republica Moldova e posibil orice. Iată, un dosar penal al meu a fost întors a patra oară de către Curtea Supremă la rejudecare la Curtea de Apel. E că asta e normal. Asta... Mulțumesc! Sunt 9 ani de când am fost agresat. Doi dintre agresori deja au murit. Dar eu vreau justiție, eu nu vreau să tergiversez. Eu nu vreau procese de judecată, eu vreau dreptate. Matale nu-ți dă hotărâri, nici o dat aista. S-au expus că e drept și au încălcat legea, dar Netale îți dă la rejudicare înapoi să facă drept. S-au expus așa și domnul Oleg. Acești două lucruri diferite de la mine s-au expus când au încălcat legea. Articolul Și-o 63 din... menținut hotărârea judecătoriei Da, Florești. primii instanți care au încălcat legea. Pentru că judecătorul, până a se expune, pune pe un cântar. Deși e femeie și e cu cântar. Și la mine, legea era din partea mea. Cum poți să-mi dai nie? Ea spune, care e motivul? Care e pricina că să-mi dai nie pierderi la casă? Nu e prima dată când instanțele greșesc.
Dar Asta nu e greșeală, domnul deocamdată. Oleg, asta nu e greșeală, asta e bani, asta e mită luată. Crede-mă pe Dar în mine. cazul Asta e dumnei mită și tale, nu mă tem. asta e o decizie definitivă, irevocabilă și valabilă ca o lege. Ca și. Ca o lege. Ca și. Dar Ca eu și am, e că eu... că domiciliul e stabilit la mamă. Domiciliul copilului, la mamă. Până să împlinească el Domnule. 18 ani, e în custodia mamei. De la 18 ani Domnule. o să fie liber să ducă unde Domnule, vrea, inclusiv dar să până la vină la tată. 18 ani am dreptul eu la educație, legea Asta așa da. spune. Eu cred că dacă te duci Și în la... Italia, eu cred că dacă te duci în Italia, cu hotărârea aceea de judecată, o să poți să-ți vezi copilul. Nu. Sau dacă vine ea din când în când acasă, așteaptă când vine la Putinești și vă vedeți acolo. Dar legea nu așa spune. Legii spune că nici într-un caz tata nu trebuie și bă, ia că dacă eu sunt lipsit de a comunica cu copilul, eu sunt pe prima linie. E trebuie și bă lipsit de dreptul părintești. Poți să începi o procedură de lipsirea drepturilor părintești pentru că încalcă drepturile copilului și încalcă drepturile dumitale. Eu am asta cu copilul, să ne întoarcă înapoi, că asta e așa, e tamam. Presupun că Și asta au făcut avocații pe care probabil îi plătești. Cum dumneavoastră credeți că au făcut hotărârea prima asta, ultima instanță, și judecătorul copil cu mama, așa am o prima instanță, să încalci pe și să ne dai înapoi cu mine? Pentru că au apărut alte circunstanțe, cum ai zis dumneata, asta e altă cerere deja, nu cerere de revizuire. Dar ele erau și atunci. Ele nu și atunci erau erau. atunci Era... că decizi instanța să se ducă copilul cu mama, în urma divorțului. Nu, până la divorț aveați ambii aceleași obligații și drepturi, după divorț a trebuit să stabilească copilul cu cine rămâne, că nu mai putea să trăiți împreună, nu? Bine, dați-l ca la este, nu știu, ca la un copil să vă arăt, dar Okay. E că noi suntem amândoi cetățeni României, așa? Da. Dăm o judecată, mă dispățesc cu soția. Ori din Statele Unite, ori din Aista. Noi ne dispățăm, așa? Eu trăiesc în Cuveit, ori în unii mai mari, cei mai bogat țară și fostă soție aici. Și statul stabilește cu mine traiul, copilul cu mine. În ce stat, statul român poți să-mi dai copilul? În Cuveit mă duc, ori în România este aici. Statul român nu te poate obliga să trăiești într-o țară anume. Oamenii sunt liberi, mai ales dacă sunt maturi. Da? Și copilul merge unde se duce părintele care a obținut custodia. Nu-i corect. Ei, dar cum să nu? Drepturi fundamentale, ai auzit? Femeia aceea, câta oară îți spun, e liberă și se poate duce unde vrea, inclusiv în Cuveit. Domnul Oleg, eu cum să lămuresc o dată? Copilul tot e copil liber și tot e liber. E liber, dar în custodia mamei, că deocamdată n-are capacitate de exercițiu. Copilul se duce cu omul matur. Eu mă mai repet, dar odată, la judecată eu fost întrebat, lucrez undeva și eu au spus că e Italia. Asta e altceva, dacă instanța atunci avea urechile acoperite din incompetență, din neatenție sau din cauze de corupție, asta e altceva. Dar decizia lor are efect de lege e și altceva. E obligator pentru toată lumea. Obține altă nu-i decizie corect. De judecată și după aceea o să mai vorbim. Domnul Oleg, și bușaltă, dar e că până când se poate de asta, pentru că eu întreb, judecata o întreabă pe fosta soție, lucrez undeva, eu sunt în Italia, o sunt așa de jos, nu lucrez nicăieri. Asta e irelevant, mi-ai spus de fiecare dată când vorbim, înseamnă că n-ai nimic nou, Sergei. Nu, cum e irelevant, domnul Oleg, e că nu găsești nici executor judecătoresc. Dacă nu știi, găsești executorul judecătoresc. A? Dacă nu știi, să caute. Da. Nimeni nu știe, numai fost asoție și ei mai deșteaptă, dar o știu ce să facă. Există Interpol, există guverne de state. Interpolul e ca așa îmi spune fix ca egoistă, că nu găsești și cata. Și eu trebuie să-mi să caut. Dacă așa este, dar legea, eu îți spun, legea ce spune. Legea spune, eu stabilit la domiciliu mamei în Moldova, nu în altă parte. Și să facem? Trebuie să puși și să lucreze judecătorii. Care... Vorba ta, nu poate, nici Interpolul, nici executorul. Nu și poate, nici... dar ne tare spui că, e ca domnul Oleg, spui că te tingi publici asta, că nu-ți facă dosar penal, pe ce să facă, pe încălcările lor de lege. Grave pentru... care nu sunt susținute de fapte. Asta se numește calomnie.
Care articolul 63, unii spune deodată acolo, spune că copilul de la 10 ani are dreptul judecată să spui care părinte rămâne, până la 10 ani rămâne cu părintele care e atașat. Cum dumneavoastră credeți? Eu le-am dat copilul la 6 luni, la 4 ani jumate, copilul ce trebuie să rămâie? Dacă nu e atentă instanța, deși trebuie să suferi eu și copilul? Deși nu e la asta. Asta e bună întrebare. Există lege. Apiată, eu deși vreau spun și deși instanța binetale trebuie să scoți la iveală a lor încălcări de lege. A lor încălcări de lege. Cum? Lor le spate. Eu trebuie să mă duc mâine să ușit un om și eu nu am fost atent. Am ușit din neatenție. Și nu aș fi pedepsit. Pentru că ei din neatenție încalcă legea. Cum așa, domnul? Pedepsit, există pedeapsă pentru omor din culpă sau cum să zice, din neatenție. Da. Pentru hotărâri încălcare de lege, nu e răspundere. Ba da, pentru că fă noi... plângere penală. O, domnule, eu tot cum văd eu copilul, nu îl văd și văd că tot că legea spune așa, dar legea spune copilul cu mine, te șibă, nu cu dânsa. Știi, om liber și faci ce vrea copilul. Eu vrut da, instanța a decis altceva. Banii au luat la dânsa, eu sunt de puțin probabil, că au luat bani. Probabil. Nu, au luat bani. Bine. Pentru că, ascultă mine, eu e cam mult, eu declar acum și eu vreau și ba asta atișat. Eu m-am dus la domnul Petre Rusu, șeful asistenta social din Florești. Asistenta social, când a fost la judecată, o dat în favoarea mea. Judecătoarea, au făcut judecata cu încălcare de lege, fără de mine. Cerere am pus, că eu n-aș fi la ăsta și eu îmi caut și ăsta, fără de... O încălcat cererea, că am probă și amu. Fără de advocatul meu, fără de fostă soție. Numai cu advocatul ei, domnul Guțu Sergei, care a fost reținut și-o și-și închis pentru narcotici, vine și narcotici și-o și-și închis, că au fost câteva săptămâni și închis. Numai judecătoare, doamna Nicoriș, domnul aista, Guțu advocat. Sergei, advocat. E posibil așa judecată și bă, să dai curse supremă în favoarea lui și doi judecători și lui ăsta. E posibil așa. E posibil dacă ai lipsit un an și trebuie să judece, nu o să aștepte la nesfârșit eu la fiecare, domnule, eu am martori, eu am trăit martori cu mașina, eu la fiecare raz plătim câte 400 de lei mașina la martori. Asta nu înseamnă nimic. Cum nu? Asta taman că eu plătim. A șișilea oară când am dus eu martorii, judecătoarea îmi spune, secretarea, că judecătoarea e pe foaie de boală. Trăim în secolul 21. Judecătoarea puteți să-mi sune de cusară secretarea ei, de mâine nașivă, să nu trăie eu mașina, să ne duc, nu-i 400, dar 1200 pe fiecare de ăsta eu plătim. Eu plătim mașina la advocat de la Bălț 400 și încă 400 la advocat, pentru că nu dirijină la advocatul meu. Plătim 800 la advocat, 400 la asta. Eu la fiecare ședință când întindea judecătoarea, eu ticam între 1200. 6.000 de lei eu am plătit în nebunii. A șeptelea oară eu am scris, ne-am înnăinit alt advocat, advocatul mi-a făcut cerere că eu schimb advocatul, judecătoarea face fără de mine, fără fostă soție, numai cu advocat domnul Guțu Sergei, care domnul Guțu Sergei, numai eu știu, care vă 6 copii scos pe hotare așa ca și e ca fostă soție. Nu cum Curtea Supremă puteți să este Curtea Supremă aici, de 5 judecători, cu o lună înainte a mea, au făcut alte decizii. Lu fostul cumnat al meu. Înseamnă că... Lu fostul cumnat, ascultați-mi la urmă și eu vă rog frumos și asta a publicat. Lu fostul cumnat al meu. Sergei, fostă mi-ai spus asta de 10 ori, cred că. Ascultați-mi, eu vreau să și bă asta, publicat să afle cine a fost Iulia Sârcu, cine a fost domnul, asta, doamna Iulia Sârcu a fost asta, și la mine, la două surori a fost Iulia Sârcu. Asta e conflict de interese. Nu puteți și bă așa la complet, în timp de luni de zile așa la complet de judecători. Asta e conflict de interese, crede-mă. Nu eu știu, pur. La Curtea Supremă se numesc colegii permanente și poate să fie același complet de judecător. Nu cred că e un conflict de interes, același complet să judece dosarul fratelui tău, a fratelui meu și a întregului sat al nostru cu toate neamurile noastre. Nu e niciun conflict de interes. Bine, eu cu asta te cred. Dar cum la două surori au făcut aceleași
hotărât. Dacă sunt cazuri asemănătoare, de ce s-ar contrazice? Nu e corect. Nu se asemănătoare. Pentru că la sursă, toate trei instanțe i-au dat câștig ea. Dar la mine cu TDPL, ne-a dat nie. Cum te? Se întâmplă și deosebiri. Dar totuși eu sunt aici, abertată lumea care suferă în Moldova, înseamnă că ei nu drept. Judecata e dreaptă, dar. Dacă și netale, tot ești nu drept, dar ei sunt drept, că judecă așa. Dacă e o decizie de judecată, chiar dacă nu ești de acord cu ea, e obligatorie și eu o execut dacă e hotărâre de judecată. Mă duc la CEDO, de exemplu, iată, am o decizie recentă a curții de apel, mă obligă să plătesc o amendă cu care eu n-am fost de acord și mi se pare un abuz polițienesc. O să mă duc la CEDO, dar amenda trebuie să o plătesc. Da, unde eu una nu înțeleg. Netale ți-au făcut și nu ești de acord cu poliția cu netale. Deci aici e interesul copilului, dar drept copilului de a mai lege. Cum puteți să facă să-i dea la o mamă care ei nici nu știe ca mamă? E uite că optut. O pus în balanță și o cândit și o cântărit și o considerat că copilul trebuie să fie cu mama. Acum ai noi circunstanțe, adresează-te instanță, cere lipsire de drepturi părintești sau schimbare custodiei copilului, diverse cereri poți să faci și judecă-te. E ca domnul Oleg, de atâta lege niciodată n-a fie respectată, crede-mă. Trebuie să judecă așa, ca dumneavoastră. Nu-i corect așa să judeci. Pentru că, cistit, copilul să-l crești de la naștere, cu garafa de lapte, să zici așa idee la o mamă care l-a luat în tamberon copilul, ți-l dai ei să crească înainte. Nu l-a lăsat în tamberon, l-a lăsat cu tatăl. Dar cui l-a lăsat, domnul Oleg? L-a lăsat cu tatăl copilului, cu soțul ei. Dar nici și soțul ei n-are acces 2 ani jumate la copil. V-ați certat, ai amenințat-o, nu știu care e motivul. Cum, domnul Oleg, am amenințat-o că eu l-am lăsat 2 copii cu mine? După aceea primul... v-ați certat. Doamnă, eu totuși nu te înțeleg. Eu l-am lăsat, avea în sat pe mamă, pe tată, Sergei, dacă ar suna și ea și ați vorbi amândoi, v-aș lăsa să vă certați, dar acum când ne-a tău acuz de toate relele de pe lume, eu trebuie să o apăr. Mai ales că se pare că o apără și principiile legale. Și o apără decizia de judecată. I-a dat ei custodia copilului. Și decizie definitivă a Curții Supreme. Deocamdată nu ai altă decizie care să o anuleze. Domnul Oleg, eu am o hotărâre de judecată, e care o caut și o dau care acum. Eu am unii ei obligat să-mi dai Sfânta și Duminică copilul. Din care motive nu ne-o dai? Cu hotărârea ce e, du-te în orașul, în statul acela din Italia și vezi copilul. Doamne, deși nu vrei să zic, cum să mă duc acolo? Acolo cu trenul, cu avionul sau cu mașini de ocazie? Domnul Oleg, Natalia, i-au zis ce-a spus ei, ori erai surd, nu ai făcut n-aud. Ei ți-au spus că dacă vin în colo carabinieri și ați recunoască italienii, hotărârea judecată. De ce să nu recunoască? Există drept internațional, sigur că trebuie să recunoască. Cum asta dacă moldovenii nu recunosc? Asta executorul îmi spune că el nu o găsește. Păi ce e altceva că nu o găsește, dar să-ți acorde dreptul de a vedea copilul, sunt obligat și autoritățile italiene. Nu cred că o să-ți refuze. Ea te-a amenințat că te așteaptă cu carabinierii, că nu poți să o mai bați cum amenințai tu sau că o omori. Domnul Oleg, eu dacă am omorât-o, nici eu lăsat doi copii, eu nu știu, fata ei făcută de fata mare cu mine. E ca una, asta nu înțeleg. În perioada aceea vă înțelegeați, după aceea nu v-ați mai înțeles. Pe urmă o omorâm, că nu era lângă mine, acum o omorâm pe urmă. Dacă eu lăsat... Te-ai supărat. Nu, e ca una, eu nu zic, gândești, eu lăsat copilul, s-a dus, era mamă sa, tatăl în casat, era sosa în sat, care cu sosa i-a rămas la bunic sa, casă cu două etaje, și copilul las cu mine și acum, după și eu i-am crescut 3 ani jumate copil, ori 4 ani copil, eu o amenințam. Asta logic. Și zic, unul plus unul, știi cât faci ori nu? Poate întâmpla. Din gelozie, după ce ai aflat că e cu italianul, când credeai că e soția ta, o iubeai și creșteai copilul la amândoi. Când ai văzut că e cu italianul, te-ai supărat și ai amenințat-o și ai venit să luat copilul. Domnul Oleg, eu îți arăt când e hotărârea și când i-ai maritat cu italianul. E că iese la mine acum, adică n-ai buletin. Cum eu putem din gelozie? Eu nu știu ce trăiești cu dânsul. E pe urmă, după divorțul, nu s-o maritat cu ăsta. Cum eu putem să-i spun? Poate o suspectai, poate spuneau cu mătrile. Eu presupun.
Poate îți spuneau cu mătrele din Italia că iadem nu-i singur, nu-i cu tine. Copilul e cu mine. Apă înseamnă și de-o greșit, eu ori e. N-ați greșit E nici doi... unul, ai ajutat o nevastă să-și crească copilul din prima căsătorie, din prima relație. Și e ca normal să te gândești. E că eu, e ca amu, o ajuns să-ți dau o întrebare care trebuie. O femeie care a lăsat doi copii minori, puteți mărit cu alt bărbat maritată cu doi copii minori cu acasă. Psihica la omul și ala, că acum, cine, dacă eu chiar spui așa cum sunt eu, cine a făcut la psihică și, dar eu n-am făcut așa după cum spune e că eu sunt psihică, eu copii niciodată n-am avut nici în vedere și nici n-am vrut să fac. E maritat cu altul, eu cresc doi copii înainte. E vine și dispărțește două surori, pe ei e făcut de fapt mare, o duce la sorsa, a mea rămâne la mine. Eu mă stărui prin Florești, îi fac un grafic la două surori să vadă, graficul numai nici două ori, odată jumătate a fost respectat. Și ești pune că eu. Eu am crescut doi copii și eu îmblam na leva, eu nici amun sunt surat, dar ei trăieștem de mult cu altul. Pentru că eu lupt pentru copil. Eu de mult puteți mă însor. Dar eu lupt pentru copil. Nici în suratul nu e în fund. Nici viața și primejde care au pus-o copilul în eu. Eu azi am auzit niște vorbe cu femei care știe că e trăiește cu moșul ăsta care amu trăiește și mai are un musulman. Și eu mă tem cu musulmanul și ala a să-i facă e vrea să-l disparte pe musulman de femei ăsta. Musulmanul niciodată pentru tearfă, alte dânsa n-a slept de femei care crește copii. Te rog să nu vorbești urât despre femei, mai ales că ea nu e aici de față și oricum îi insultă. Și treaba ei cu cine, cum, de câte ori trăiește, viața ei privată. Mai ales că nu ai nicio dovadă, nu știi unde se află și poate fi bârfă de la cumătă. Domnule, viața și copilul meu cu dânsa. Dar până e cât copilul este, vostru ce e ala pericol. Mândurora, e și copilul lui. Dacă vezi cum ai sărit, dacă e copil amândoi, deși eu nu e u 2 ani și jumate, eu nu știu ce asta face. Asta e o problemă, iată, cu asta sunt de acord. Eu nu știu netale că a să afli ghiujul ea, timp cu musulmanul și n-as cum se face în Italia. N-as iei zile și ziua, eu spun, e în pericol viața copilului meu, pentru că ești cu așa mamă. Du-te acolo, și probe, du-te acolo, la, du-te acolo la carabinierii italieni și spune-le că viața copilului e în pericol. Ascultă-mi, că el spune la tăți că eu sunt debil de cap. Eu nu vreau ilegal. Demonstrează contrariu. Eu vreau, apreacă prin asmastără, prin Ministerul Justiției să știu. Pe judecat să arăt că eu sunt destul de normal. Okay. Da, ei invocă foarte multe și deși nu iese, e ca să demonstreze la lume că e așa bună. Eu sunt așa rău. E ca deși, ei nu vrea să-i vedeți. Nu știu de ce nu vrea să vorbească, eu i-am propus să facem interviu copilul, și de arept. Pentru că au furat copilul. Pentru că au furat. Propriul copil el a furat. Cum o mamă adevărată, eu îți spun cestit. Eu am avut o mamă vândut iapa. Iapa mea a avut-o mânz. Fratele s-a dus cu o vecină, e ca Dumnezeu s-o ierte, moartă de-am, de la soț să duc niște popșoi, că ea avea cotă. Și când ieșe de la asta, mânzul pur și simplu nu ia și coasa a ieșit și fratele vinovat. Nu era legat de iapă și o mașină i-a dat cior și o fraimaciorul. Eu am chemat mașina la carne și a dat mânzul și la carne. Eu prima dată am mers cu iapă cu zabală în gură. Eu cât am avut niciodată nu am pus zabală în gură. Pentru că iapa cu tot căluțul mă trăie de urmă la mașina și e unii mânt dat. Cum o mamă poți lese prun cu ei de 5 luni când mă faci pe mine acum câte tăți oameni din Italia care și aud, ei spun că eu la tăți sunt debil de cap. Acum, nu știm așa, dacă spune sau nu, e părerea Italia, nu știu ce bârfă ai mai auzit. Poate nu spune. Domnul Oleg, bine, lăsă-și poate ăsta în Italia, iar cred. Deci ea spune, o răspund chiar poate, deși eu 2 ani și jumătate nu ne aud copilul. Poate asta e o problemă, cu asta sunt de acord, asta e problema cea mai importantă. Domnule, problema asta când nu-mi dă copilul, el traumează psihic, ori asta nu poate. De acord. Sunt de acord că și copilul suferă, nu numai tata. Apie traumează copilul psihic să mă uite ca tată. Și ei deodată eu ți-am arătat când au scris la italian, copilul era 2 luni în Italia și eu publicat la italian că
Italianul ăsta care mu spune la lume că nu e școală cucu, se fac treabă, e spune azi am auzit asta. Bârfe și nu vreau să ascult bârfe. Bine, asta e bârfe. E treaba da, lor. Care e pe internet, e nu, lor, care e pe internet, eu sunt la Carina îi spune, ea că e Samu la mine în ăsta telefon. Și eu aș public să arăt Carina îi spune lui Francisco, lui Moșu, e ea tată. Arina, psihic traumată. Pentru că e tată adoptiv. Cum erai și dumneata tată adoptiv pentru cealaltă fată a ei, așa e și italianul tată adoptiv pentru amândouă. Domnule, dacă vor, îi zic tată. Dacă nu, îi zic că seniore. Real, real. Poți să gândești că copilul era 2 luni adus din Moldova în Italia. Copilul de 4 ani jumate. El nu știa scrie pe latină, română. Și eu scris la 2 luni după ce a fost luat la mine în italiană că Francisco-i tată. Păi nu cred că a scris copilul, dar dacă a scris, bravo lui, wunderkind. Pe NASA îți dovedește și la judecată și la tăți că eu a făcut asta, că să mă traumeze pe mine cum e mă faci, că eu sunt psih, la psihica mea, că copilul care l-am crescut eu de la naștere, dar de la 6 luni eu singur l-am crescut și... Ei spune că să-i spui lui tată, dar ei să-mi spui nici nu știu cum. Care o să afli, eu... când o să vorbești cu copilul, o să întrebi. Cum domnul Oleg, gândește, e tare vădată pampersul la copil, ai schimbat-o nu? Eu am schimbat pe linci, că nu erau pampersuri atunci. Pe linci, la mine era pampers când am crescut copilul în eu. Încă țară eu mă ce-și cumpăram și schimbam. Și mă sculam la 2-3 de noapte și încălzim câte 2-3 ori pe noapte. Și încălzim laptul și o hrănim. Și când o dure burtica, eu tată, eu nici nu sunt tâmpit, e când plânge de mâine da în cap că o doare burtica. Când ieșe măsările, eu nu dormim nopțile. Și Netali spui că e are dreptul să duc copilul închis, dar mă, să e tare și o să-l văd. Cum, domnule? Pentru că are dreptul, pentru că așa prevede legea. Pentru că, dar eu n-am dreptul. Oricât de simpatic mi-ai fi dumneata, eu spun ce drepturi are ea. Dar eu și drepturi am. Ai dreptul să-ți vezi copilul, insistă. Nu, la șirii se insistă, eu i-aș jubat, eu o să bag mâini și fac capul, la șirii se insistă. Câte tale spui că Curtea Supremă dreaptă, ce e de... Eu n-am zis că e dreaptă, eu am zis că Curtea Supremă, decizia Curții Supremă, are efect de lege. O făcut ilegală, o făcut... Nu ilegală până nu anulează o altă instanță. Ilegală, pentru... Dar pe șirii se insistă, e sigur să o... Și și ori au fost la revizuire și au dat tot la dânsă. Și cum tâmpiță și judecători care au făcut pot să schimbe. Cum Netali să faci o hotărâri, poți să schimbi pe Netali că ești nu drept? Tot dacă la apar circunstanțe noi, dacă apar probe noi, da. Altfel așa n-ai voie să examinezi. Altfel așa n-ai voie să reexaminezi. Domnule, ce nu înțelegi un copil de la mamă, poți să-l iei de la sânul mamei ori nu? Poți să-l iei un copil de la sânul mamei dacă mama e periculoasă, poți să o lipsești de drepturi și tot așa. Multe sunt posibile. Nu există o situație obligatorie, standard. Eu ca... eram la copilul ăsta periculos, pentru că eu am un lupt. Eu nu știu cum erai. Că ați fost periculos, eu trebuie și lipsit de copil. Dar nu trebuie și copil ascuns de bine, să nu iau glasul, eu 2 ani jumate, înțelegi nu? Copilul era atașat, legea așa spune, copilul rămâne cu părinții care e atașat. Legea au fost încălcate de judecători, deși și aici au fost încălcate. Am înțeles, hai să nu repetăm. Dar cum să nu repet, dacă au fost încălcate, au fost încălcate legea, au făcut o hotărâre ilegală. Hotărâre ilegală doar după ce este anulată.